Vineri, retrospectiva săptămânii, dragilor și dragilor, Dan Vasiliu, habar n-are ce am eu pe foile astea aici. Absolut, n-am apucat să mă uit, să dau pe... Păi cu atât mai bine, așa trebuia să facem de la bun început. Eu îți dau titlul și tu îl comentezi, da? Și avem așa. Trebuie să zilele, hai mă, că nu o să fie greu, zilele municipiului se vor ține în ștrand pe viitor, cel puțin așa se propune după ce o suită întreagă de romașcani au propus, inclusiv pe Facebook, povestea asta. Da. Ca să scăpăm de aglomerația de pe centru, mirosul de mici, tot circul, pentru că hai să fim serioși. De pipi, caca de lângă casa de cultură, toate, de lângă blocuri. Încercăm, hai să vedem toată știrea cu zilele municipiului și pe urmă să ne întoarcem să ne dăm cu părerea despre ea. Da. Miercuri 18 mai, primarul Laurențiu Leoreanu a participat la premiera elevilor cercului de karting de la Clubul Copiilor Roman, activitate ce a avut loc în cadrul zilelor municipiului. Copiii au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile de profil din țară. Și încercăm astăzi să organizăm o demonstrație de karting cu copiii care sunt prezenți la cercul de karting al Clubului Copiilor Roman. Această activitate se va desfășura în două etape. În prima fază o să-i vedeți pe copiii începători de la Clubul Copiilor Roman. Sunt copii care abia însumat au stat în kart până într-o oră, din păcate, datorită vremii și lipsei unei piste de karting, că e o problemă la Roman, am avut, dar din păcate n-am reușit să o păstrăm. Și în a doua parte o să vedem pe veteranii, dacă putem numi așa, copii cu vârste între 7 și 12 ani, care vor arăta maestria la lor în condusul și pilotatul kartului, cât și puterea motoarelor care sunt dotate aceste karturi. O pistă de karturi ar ajuta, spune profesorul, ca îndemânarea celor mici să fie la o și mai mare valoare. Din păcate, antrenamente nu am reușit să facem anul acesta. Cei mai mici dintre conducătorii de karturi sunt veniți la cercul de karting de la Clubul Copiilor Roman, chiar și din alte orașe ale Moldovei. Am ales să vină la Roman deoarece este un club mai profesionist față de cel din Botoșani. Având și pista aproape în Bacău și putând să merg la competiții față de cei din Botoșani care nu aveau această oportunitate. De unde această pasiune? De mic îmi doream să conduc, să învăț să conduc. Primarul Laurențiu Leoreanu i-a premiat pe cei mai îndemânoși tineri care practică acest sport. Vreau să vă asigur că vom lua în calcule un proiect pentru a asigura o pistă pentru automobilist, pentru karting și de asemenea vom afilia acest sport frumos la Clubul Municipal Sportiv Roman, astfel încât să puteți fi prezenți peste tot în țară, în competiții cu stema municipiului și cu numele municipiului Roman pe echipamentul dumneavoastră, ducând așadar pregătirea, abnegația și drzenia unui romașcan pe podium la competițiile în care veți fi înscriși. Final și primarul Laurențiu Leoreanu a primit o diplomă și un tricou cu echipa Karting Roman. Premiera a fost urmată de o demonstrație de îndemânare susținută de membrii cercului de karting coordonați de profesorul Sorin Balint. Bun, eram sigur că o să faci treaba asta. Zilele municipiului se vor ține în ștrand. Bun, ce avem la îndemână? Vedem opiniile romașcanilor care spun pe Facebook, inclusiv cei din străinătate, bă, nu prea seamănă sărbătoare, de suflet pentru romașcane. Adică e un fel de bâlci, bâlciul inițial se ține în altă parte și se ține bâlciul anual unde se ține el, iar ce se întâmplă de fapt pe centru zilele municipiului e un fel de bâlci, doar că n-au toate jurile alea. Da. Nu am fost în momentele de vârf la zilele romanului. Un miros de mici am simțit tot timpul când am trecut prin zonă. Foarte aglomerat și prost amplasat. Da, bine, în momentul în care oprești centrul romanului deci, cu totul, bun, se creează un disconfort. Pe partea de centru, dar aripa, străduța care duce spre Roman Vodă. Da. Deci, iarăși, acolo toată străduța ocupată,
N-aveai pe unde trece, trebuia să o iei pe spațiu verde. Norocul a fost că n-a fost ploaie ca să te noroiezi. Da. Ce ar fi fost dacă ar fi fost o mică ploaie? Dar întrebarea se pune la modul următor. Nu mi se pare normal, adică eu vreau să fie mult mai relaxat, nu vreau să corp la corp, deci... Bâlciul ăla care era pe vremea bunicilor, acum 20 de ani, da? În tinerețea noastră, nu știu ce, nu, deci nici atunci nu mi-a plăcut. Și am evitat bâlciurile astea pentru aglomerația asta nebuneală. Când, domnule, hai să fie puțin mai aerisit, să fie... Hai să lămurim o chestie, să n-am grijă buzunarului. Să lămurim o chestie de la bun început. Sărbătoarea asta este făcută, ea ca scop principal are să ne simțim noi mai bine că sunt romașcani. Că într-adevăr municipiul a mai făcut niște ani și că e mai vechi decât Bucureștiul, măcar la asta îi batem și noi pe bucureșteni, cu o perioadă destul de serioasă. Ce se întâmplă pe centrul romanului, la zilele municipiului roman, care, hai să admitem totuși că nu se opresc zilele romanului doar la mici și bere, au fost o grămadă de, o suită întreagă de evenimente culturale, super, artistice, super, etc. Nu, dar, deci român, eu nu am legat de cum să spun, de tot Bâlciu, și-am specificat străduța aglomerată din zona aia care prezintă îți dă o stare de disconfort și chiar și centru până la scenă, deci actul artistic îl dăm deoparte, da? Nu vorbim despre asta. Deci da. Foarte bine, ok. Partea aia cu tarabe, cu tradiționale... Acebrici și caricebrec, așa se cheamă în limbaj popular. Da. Trebuie să fie din punctul meu de vedere, puțin mai aerisit, să-ți ofere o senzație de... Mă întorc la întrebarea principală, originală. Da, originală. Și vine cam așa. Ne simțim noi mai bine ca romașcani, adică ne face pe noi să ne simțim mai mândri că suntem romașcani, genul ăsta de sărbătoare, sau să mergem pe ideea pe care mi-au transmis-o mai mulți romașcani care locuiesc în străinătate și care au văzut și acolo sărbări de genul ăsta. Să mergem pe ideea, mă, în străinătate, deși vedem cu toții ce se întâmplă, nu ne întoarcem în România și nu punem în practică niciodată ce se întâmplă în străinătate. Acolo se fac parade. Parade la modul, mă, avem 100 de licee în Roma, n-avem 100, avem vreo 6, da? Dar putem face parade de liceeni, putem să facem orice altceva, orice alt tip de activitate care să nu-ți ocupe centru și care să nu pară a Bâlci. Cineva mi-a zis la un moment dat, se poate face în 6 licee, 6 zone temporale din istoria romanului, puse în scenă. Sub formă de paradă. Da. Da? Ok, au fost copiii pe scenă, au făcut scenetele alea micuțe, dar hai să vin serios acum. Alea nu sunt o provocare pentru nimeni. Nu e o bătălie între, nu știu, între romașcani. Uite, frate, presa locală vine cu un car alegoric. Ei n-au cu ce să trăiască, săracii, dar nu trebuie să facă care alegorice. Dar ca idee, liceienii, mână de la mână, să ia fondul clasă, viitoare, frate. Trebuie să se treacă și la etapa aceasta, dar primul pas, mutăm la ștrand. Asta da, se dorește. Deci, ca și idee, se poate amenaja... Se ia în considerare. Acolo, se ia în considerare. Cred că o să se facă. Sunt oameni destui care au spus, băi, dar e departe, mă. În Roman, departe, Roman e așa de mic încât în 5 minute, 10 minute ajungi pe jos dintr-o parte în alta oriunde. Adică nu... Da, vorbea să se facă în parc, că sunt aleile alea frumoase, e mișto. Nu, în parc e mai dificil. Parcul e mai dificil. Ștrandul e mai aerisit și e avantajul că în zona în care am înțeles eu că s-a propus partea dinspre stadion, da, e o zonă care se poate, la care se lucrează acum. Da. Și deci se poate amenaja într-așa fel încât să corespundă cât mai bine viitoarei zone de organizare a zilelor romanului. Da, trebuie romașcanii să scape de obsesia asta cu tarabele și micii? Nu. Deci nu mă interesează. Dar noi n-avem eu vreau să vină... O pasiune, un fetiș pentru tarabe, frate. Există peste tot în lume... Tarabe. Deci eu, uite, te provoc să-mi spui unde găsești tu tarabe în Occident. Mă, mai găsești. Altfel organizate, puțin altfel, adică sub formă de chioșculeț. Alea sunt în zone special amenajate și sunt acolo cu caracter permanent. Stai așa o clipă. Hai să vedem. Deci un obicei de-a nostru, o tradiție de orient, balcanism cu tarabe, cu mici, cu astea, o să dispară în momentul în care nu o să mai fie consumatorii
Da? Deci atâta vreme cât o să fie mai mulți care să... Ne batem de la hârtie, nu mai pot cu omul ăsta. Știu, să, nu mai să pot ducă cu la omul ăsta. Mișca microfonul. Deci rămân treburile astea, venim în plus cu parada și în mod sigur, făcând o paradă o a liceenilor, da, a liceilor, de fapt, așa, în mod sigur o să facă să fie eliminate alte lucruri mai vechi și care nu mai plac. Eu sper din tot sufletul, pentru că alea vechi care nu mai plac sunt vechi și nu mai plac. Și trebuie să modificăm ceva. Mai e o chestie care ține de civilizație, de bun gust, de muzică dată mai tare, când i-a numit spectacol, aici, da, așa, de mâncatul semințelor scuipatul pe burtă și pe jos. Deci acea, cum îi spunem noi, țigăneală, manelizare, cocălăreală... Bun, asta nu ține de primărie, ține de bun ține simț de al fiecăruia. Ține de bun simț al oamenilor. E, trebuie să vedem, mutând și zona... Cum de primărie, face? De primărie, bă, ar ține în primul rând toaletele, este... frate. Dar au fost toalete. Unde au fost? Au fost toalete la Muzeul de Artă sau unde le-au pus? Lângă clădirea primăriei. Lângă clădirea primăriei? Cel puțin. Serios? 5. Da, 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 da. Și atunci toate băltoacele de aici de... Pentru că mai trebuie încă un lucru. Anunță, marchează unde sunt. Da, înțelegi? Corect, ar trebui. Aici e chestia, există toaletă. Și acum hai să fim serioși, tarabagiul care stă aici în față la ZIM, la Munca, cum se cheamă, la cooperativa, lângă Casa de Cultură, nu o să meargă el tot, să-și lase taraba, frate, nepăzită ca să meargă să facă pipi la, deci, Casa de Cultură? Nu, la... nu tabara comercianții. Pentru că pe ei știu unde mergeau să facă elefantul Mișu, la primărie. Deci ei au avut tot timpul non-stop accesul în primărie, la automatul de cafea și la... Faptul că au avut acces, nu înseamnă că... Și-au și fost. Adică duminică dimineața eu i-am văzut intrând acolo, mergând, spărând. Vorbim de văzut? Da. Eu vin dimineața la muncă și i-am văzut aici, la perete. Deci câțiva ne simțiți de ai noștri. Nu știu dacă câți de erau de ai noștri, hai să fim serioși, pentru că unul s-a dus la tarabă și a stat la tarabă pe urmă. Nu, tarabă de-a noastră, da, de concetățenilor. Când întinzi pe tot centru, îl faci spațiu comercial pe tot centru cu tarabagii care stau peste noapte, pe niște temperaturi de 7 grade Celsius noaptea, pune-le toalete și acolo și aici. Și aici, da, și dă-le posibilitatea puteau să monteze toalete și aici, pe spațiu. Eu nu spun că a fost prost organizat, spun doar că a fost prost organizat. Da, da. A fost prost organizat anul ăsta, dar să zic. Cum să spun, nu există un manager de proiect. Deci vine cineva care a dat ideea, care aprobă, care centrează, care face totul, dar nu e ca manager de proiect. Deci nu are timpul necesar să se ocupe și nu știe ce înseamnă. Deci chiar am o problemă cu treaba asta. Deci un manager de proiect, în momentul în care a dat startul la treaba asta, dă startul cu 3 luni înainte. Corect. Sau cu 4 luni înainte. Se organizează, se face un și program. Și știe la minut ce se întâmplă. Nu poți să ai orchestra Mihail Jora și la 50 de metri distanță să ai 100 de copii care zbiară în gura mare. E absurditate. Copiii ce căutau? Păi ei are un ciocan, bre! Oamenii țipă că nu pui un ciocan, un aparat de la de distracție în care copiii urlă că ăsta-i... Da. Nu, deci mă gândeam că au avut o activitate anume. Nu. Plus, hai să fii acolo, faci o chestie, vorbești cu toți tarabagii, domnule, sau comercianții, nu puneți muzică. De ce? E seară de muzică clasică. Îmi pare rău pentru voi. Două ore, trei ore, cât o dura, dar nu dura mai mult de două ore. Nu. Chiar știi? Inclusiv de pe scenă, domnule, a zis dirijorul, se pare că avem și competiție, dar asta este, noi am fost... Da. Deci aici ține de, iarăși, un manager de proiect care are o echipă în suborne care poate să vizualizeze fiecare etapă din organizare și după aceea vizualizează înainte de a începe evenimentul, cum va fi amplasată zona, cum va arăta exact în momentele de vârf și de aceea mai eu puțin. Sunt pentru mutatul în ștrand, deși știu că perioada aia o să fie nebunie pentru cei care locuiesc la blocurile ANL, că ei vor fi principalii... Nu o să fie nebunia care este la cei care locuiesc în blocurile din centru. Ok, corect. Deci una la mână, sunt departe de spațiu. Da, departe de zona, deci care o vizualizez eu, deci nu o să fie nebunia care este în centru. Dar există alt spațiu roman, în afară de, să zic, ștrand și centru? Nu vreau alt spațiu. Nu vreau alt. Deci acolo mi se pare ok. Ajunge favoritul, zona Lipoveni,
foarte ușor, zona Abator ajunge ușor, da, și centru. Deci e chiar mult mai și bine decât... ar fi și deschiderea oficială a ștrandului, da, în plin. Deci cei care ar avea mai greu să ajungă, să zic așa, față de pe centru, dar nu cu o diferență foarte mare, sunt cei din cartierul muncitoresc Anton Pan. Da, pentru că vin și de acolo destul de mulți, că e un cartier destul de aglomerat. Oricum, așa cum ați văzut și în știre, se anunță și în ștrand, a fost deschiderea, nu? Parcă s-a făcut deschiderea oficială și pe anul ăsta. Acum să vină căldura. Pistă de role, amfiteatru în aer liber, care așteaptă însă un investitor. Se amenajează și o pistă pentru bowling, adică... Și fii atent o chestie, că ai spus de amfiteatru în aer liber. Da. Va duce la reducerea unor cheltuieli pentru organizarea zilelor romanului. Posibil, da. Pentru că nu mai dai bani pentru închiriere scenă. Eu aș lua trupa de teatru Dan Alexandrescu sau trupa de teatru Gong și aș lăsa liber la reprezentație. Da, dar nu mai închiriezi scena. Da. Poate costă un leu închiriatul scenei. Dar nu mai dai leu pentru că vei avea amfiteatru. Deci dacă se face treaba asta, ar fi super. Vorbim de o zonă mai departe în care se petrec sau s-au petrecut destule incidente destul de nașpa. Iar mi-ai luat hârtia din față și eu trebuie să vorbesc din memorie, de parcă aș avea așa ceva. Zona, zi-mi tu, Griviței, da, 5 drumuri. La 5 drumuri. Se pare că acolo s-au mai întâmplat și alte evenimente destul de neplăcute. Pe Griviței, da, accidentul în parte... E o intersecție acolo, Griviței cu Dimitrie Cantemir, deci nu-i la 5 drumuri. Mergând de la Biserica Sfântul Gheorghe spre Abator. Da. O intersecție banală cu stop unde logic ar fi să oprească. E al doilea accident sau al treilea accident, cum să spun, într-un interval de un an și ceva, eu circul pe acolo aproape zilnic. Da, dar logica este să le faci să nu se mai întâmple. Adică, ok, da, e intersecție banală. E banală, ok. Dar dacă s-au întâmplat evenimente, sunt zeci de intersecții de genul ăsta, da, în roman. Băi, nu știu, acolo... Omule, hai să rămânim exact care e intersecția. Este aia în Ac de Păr? Nu. Nu. Nu, nu. Pe care e atunci? Deci, venind de la, de la Biserica Sfântul Gheorghe. Da. Tu știi, da, nu? Biserica tu ești Sfântul Gheorghe. Cu sinagogile. Spre Abator. Spre Abator, da. Deci de la 5 drumuri. Da. Plecat spre Abator. Spre Abator. Am biserica aici și imediat aici se întâlnește cu strada pe care... Cu Bogdan Dragoș. Nu? Nu, 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 nu. Bogdan Dragoș e aici, Griviței e aici. Că sunt paralele. Da. Aproape. Nu sunt paralele, pentru că se întâlnește Griviței, ajunge în Bogdan Dragoș. Așa. Da? Dar să zicem pe zona asta că ar fi paralele. Avem biserica Sfântul Gheorghe. Da. Apare o străduță care e cu sens unic. Da. Aici nu ne deranjează, e ok. Și imediat e o străduță care face, și de unde? De unde? De la Ecaterina, ar fi ca și cum ar fi continuarea de la Ecaterina Teodoroiu spre, corect, spre, da, zona Cartodrom. Așa. Deci străduța... Deci vorbim de o străduță care e atâta. Da, o străduță așa mică. Și cum să spun, vii de pe Bogdan Dragoș pe strada aia sau vii dinspre Cartodrom? Ok, deci am înțeles. E o stradă de viteză, dar de vreme ce au decis să pună o oglindă care să determine pe șofer să fie mai atenți când intră pe străduța aia, o oglindă înseamnă că acolo vizibilitatea este proastă. Nu. Păi dacă oamenii montează o oglindă... Nu, pentru că accidentele nu s-au întâmplat că a intrat omul cu vârful în intersecție să vadă mai bine. N-au mai oprit. N-au mai oprit. Deci au intrat... Mergând pe ideea că nu circulă nimeni pe acolo. Băi, și Griviței e circulată, da, și cu viteză, pe Griviței dai drumul la viteză și ai prioritate, da, și apare nesimțitul, neatentul, din dreapta sau din stânga, știi, care vine pe Dimitrie Cantemir și te spulberă. Deci, oglinzi mai sunt în oraș. Da. Le ia cineva seama? Sunt ok. Îmi plac și le folosesc. De cele mai multe ori nu le văd. Nu sunt marcate ca lume, dar nu să stai, frate, cu ochii. Dacă tu ești numai după oglinzi, nu mai vezi ce e în față. Intersecția la 5 drumuri are oglindă. Mai este o intersecție Miron Costin cu ce străduțe aia de la școala Costache Negri, fosta școală 2. Deci este și acolo o oglindă, pentru că nu este vizibilitate venind dinspre Lipoveni. Da. Chiar n-ai vizibilitate și așa vizibilitate n-ai nici când ești de pe cea rosete, că parchează un dobitoc Duba exact pe colț. Hai să vorbim despre locațiile cu vizibilitate redusă, datorită
Apropo, e unui polițist. Polițist, un dobitoc care parchează constant pe colț. Vrei, nu vrei? Gândește pe ce am să te gândi, Dragoș. Cod rutier există. Nu și pentru polițiști, ăștia au legi proprii. Da. Vorbeam de oglinzi. Am văzut în străinătate, apropo, că tot venim din străinătate, bă, și în continuare voi spune, rău a făcut primarul, frate, că nu mai face întâlnirile cu stranierii, mă. Mor. Într-o perioadă făcea chestia asta și cei care veneau din străinătate veneau, bă, uite, la mine în Germania sau în Austria sau în Noua Zeelandă sau în Papua Noua Guinee, se face așa, poate se poate și în roman, dar a renunțat la chestia asta, nu mă întreba de ce. Și cred că e o idee proastă că a renunțat. Oglinzile astea și, în general, semnele de circulație, indicatoarele de circulație, care nu sunt foarte vizibile din, nu știu, foarte mare aglomerație de clădiri sau de copaci sau ceva care să-ți fure ochiul și e posibil să ratezi un semn de circulație, sunt, pe baza lor, pe asfalt, înconjurate de cercuri concentrice. Da. Dar alea le vezi, că te uiți pe jos. Da, da. Te uiți în față, da? Și le vezi și îți dai seama că în mijlocul lor e un semn, frate. Și cu oglinzile astea trebuie, uite, eu merg prin un oraș și ratez de multe ori, mi se întâmplă, în roman. Din vară motive, da? Că e o cracă de copac ieșită în fața semnului sau e posibil să nu-l vezi. Da. Hai să admitem cu toții că șoferii din roman merg pe chestie de memorie. Da, da, că pe strada asta știi că ai voie, dar nu mai vezi că dacă mâine ar schimba semnele, am murit toți, frate. Nu, da, e demonstrat asta că se merge pe memorie. Corect, îți intră în mecanic și mergi, da. Că dacă mâine, să zic, pe centru ar face cu sens unic, n-ar ști nici dracu că e sens unic și ar merge în continuare, că se știe că așa merge. De, nu se uită în trei zile s-ar învăța. Corect, dar, ca de, idee. Noi nu credem în semne. Și astea trebuie semnalizate mai calmea. Ori baza, la noi s-a făcut, uite, în roman, de exemplu, e cornierul ăsta gri. Da. Care se confundă cu peisajul. Se confundă cu peisajul, corect? Ei, hai să-l facem nu fluorescent, că e absurd, naibii, să faci. Se poate. Piciorul ăla să-l vezi, pentru că dacă vezi luminând ceva în față cu vopsea reflectorizantă, te uiți și exact, mai sus și vezi că exact. Reflectorizantă și nu-i scumpă, nu e o investiție, vai de mine, așa. Legat de semne de circulație, de intersecție și alte chestii, semafoarele din Roman ar trebui sincronizate. Deci e vorba de program pe calculator și de sincronizare. Și poți să pui atunci la toate trecerile de pietoni semafor. Dacă sunt sincronizate semafoarele, atunci știi că ai intrat de la favorit și ai trecut de sensul giratoriu și vrei să ieși pe la gară. Deci ai prins verde și te poți duce cu o singură oprire. Și dacă n-ai prins verde, stai la roșu de bubui. Nu, dacă ai prins primul roșu, după care ai prins verde și mergi. Și mergi în continuu. Da, deci aici și e o chestie simplă, pentru că eu am spus, domnule, ar trebui semafor și la blocul galben de pe centru, da, unde au mai fost incidente și accident chiar mortal. Și cineva a spus, domnule, dar este semafor la toți, că mai punem semafor și la blocul galben. Stăm la semafor, zic, dacă le sincronizezi, nu mai ai nicio treabă. Da. Deci n-ai nicio treabă, ai mers, e ca și cum ar fi un singur semafor. Ai dat drumul și... Dar trebuie și nu puțină vrea, nu știu. Nu, e vorba de imaginație, Dan. Uite, mă uitam ieri, chiar au prezentat chinezii și chiar râdeam pe internet, un prototip de autobuz ridicat deasupra străzii ca să permită autoturismelor să treacă pe dedesubt, ca un fel de tunel în mișcare cu un etaj pe care să fie practic autobuz, da. Pe care să fie locuri, da? Care să acopere două benzi sau o bandă, da? Și să meargă pe șine, șinele puse de o parte și de alta străzii, centru și... Un fel de tramvai. Ca un fel de tramvai care să treacă pe deasupra mașinilor, în așa fel încât să... Și nu fie deranjat, da. Și sunt oameni care își dau seama că au nevoie de chestiile astea pentru că le cere realitatea, e traficul atât de nașpa încât ai nevoie de așa ceva și atunci cineva vine cu ideea, bă, ce ar fi să facem chestia asta? Pare futuristă, pare SF, dar nu e imposibilă. Și mă uit că la noi, la români, deși e nevoie de un milion de chestii, nu vine nimeni, vorbesc de oameni care sunt plătiți să gândească. Că nu vine nimeni cu o idee. Și nu vorbim de idei care să necesite investiții mari, bani mulți. Deci vorbim de ideile simple, adică semafor există, mai trebuie pus într-un loc sau în altul și trebuie sincronizate.
Deci o chestie, cu Ciprian, program de pe calculator există, se poate face, nu se vrea. Vorbeam cu Ciprian în săptămânile trecute despre posibilitatea să ne și ne gândeam, băi, zic, nu prea, uite, oamenii nu sunt atenți la semnele de circulație. De cele mai multe ori chiar marcajele se șterg în timp, asta este. Și hai să fim serioși, nu își bate nimeni în capul, băi, să șterg o mașcar repede, să-l facem, să-l reparăm. Nu, rămân așa, e posibil luni întregi, invizibile. Există sistem de LED-uri sau sistem de proiecție laser a indicatorului pe șosea în fața mașinii, imposibil să-l ratezi, 3D, ți se ridică în față o chestie, înțelegi ce zic? În Japonia se folosește un sistem foarte fain când te apropii de un semn de circulație, din vârful semnului de circulație îți face flash-uri pe parbriz, semnul, să-l vezi mare pe parbriz. Nu e chestie care să-ți rămână pe parbriz, te incomodeze. Creierul îl sesizează, nu-l vezi, creierul tău îl sesizează. Inconștient știi că te apropii de semnul respectiv. Sunt metode. Da, da. Mă vorbesc de Japonia care deja Japonia care își dezgheață șoselele prin sistem de irigație. Da, sunt alte treburi. Dar se pot face, deci iarăși nu este o mare investiție să faci chestii de genul ăsta. Adică eu aș vedea clar toate trecerile de pietoni să fie semnalizate pe panou, pe indicator cu LED, reflectorizant este. Adică așa, nu, trecerile de pietoni, înțeles. Așa. Și trecerile de pietoni ar trebui în orașe, în sate, sate traversate de drumuri naționale și de drumuri județene, luminate. Și semnele de circulație, nu numai că reflectorizante, dar și cu lumină. Deci de la distanță eu văd deja luminițele acelea, da, care mă atenționează că mă apropie de un semn de circulație. Ce se spune? Păi există și o presemnalizare, ar trebui să existe. Da, da. Hai să Eu nu mă refer să fie luminată cu LED și presemnalizarea. Semnalizarea, deci indicatorul principal. Măi, dar cel mai simplu mod, la un Statele Unite, 50 de metri înainte de trecerea de pietoni, au scris, mă, pe asfalt, trecerea de pietoni în față. De cum să nu vezi? E așa de greu să gândești chestia asta. Ia, e stop în față, scrie mare, stop, da, pe asfalt. Da. Și la noi mai sunt locuri unde mai scrie stop, nu în roman, din câte știu eu, nu este. Nu, la noi se merge cu desenarea pe asfalt, da, semnul de circulație pe care îl vezi oricum că e pe, da, marginea drumului. E bine, dar se poate face mai mult. Se poate face. Și pentru intersecția de la care am pornit discuția, Griviței cu Dimitrie Cantemir, acum să nu anunțăm cu mare tamtam că se pune o oglindă. Nu era material de știre, dar spun că zic așa, s-a întâmplat ceva și trebuie rezolvat. E o chestie, eu trec zilnic pe acolo și na, știu că au fost accidente și pentru că unii oameni care, culmea, trec destul de des pe străduța aia și știu că au stop. Că dacă te duci în zona străzilor de la Abator, da, așa, mergi pe o stradă, ai stop la, da, fiecare intersecție, mergi pe strada paralelă, are stop celălalt, din partea cealaltă. Deci, da. Trecem la următoarea știre pe care vreau să și vedem încă un teren pentru sensul giratoriu de la Dedeman. Da. Asta te interesează, da? Haide să am mai discutat. Da, merită luată, da, în discuție din nou. Vedem toată știrea și ne întoarcem imediat. Șansele pentru ca lucrările de construire a sensului giratoriu de la Dedeman să înceapă în această vară cresc considerabil, odată cu preluarea în proprietate și administrarea terenurilor de către Primăria Roman. Societatea Dedeman și-a ținut promisiunea și-a ajutat la achiziționarea mai multor terenuri necesare pentru construirea sensului giratoriu. Sensul giratoriu ar urma să fie amenajat la intersecția DN285 cu strada Plopilor, terenurile necesare, inclusiv cele private, fiind donate de proprietari în scopul construirii acestui obiectiv, ce are ca principal scop diminuarea accidentelor rutiere. Mă rog, domnul primar. Da, vreau să fac o precizare aici, să vă informez. Este vorba despre un teren pe care noi trebuie să-l achiziționăm pentru partea nord a orașului de la o persoană fizică. Pentru că era mai greu, l-a achiziționat Dedemanul, l-a cumpărat pe banii lor și ne-l donează nouă primăriei municipiului Roman, bineînțeles gratuit fiind donație. Mulțumesc!
Investiția s-a născut greu în prima fază, ea fiind propusă a se realiza în parteneriat cu administrația din Cordun. Dar aceasta din urmă a refuzat colaborarea, astfel încât soluția a venit din partea cetățenilor și firmelor care dețin în zonă terenuri și care au înțeles importanța acestei investiții. Pe lângă fluidizarea traficului și diminuarea numărului de accidente din zonă, sensul giratoriu va veni și în sprijinul firmei de salubrizare, care va trebui să transporte deșeurile înspre și dinspre stația de transfer construită pe strada Plopilor, lângă Cersanit. Da? Ai citit-o? Da, pentru că aici avem de a face cu două situații de analizat, de discutat. Una, implicarea privatului, persoană fizică, persoană juridică, da, în realizarea unui proiect necesar și obligatoriu, da. Da? Și nesimțirea unei autorități locale, Cordun. Deci un dispreț total față de siguranța oamenilor. Omul respectiv este un administrator și ăla de la Cordun. E un administrator al unei comunități, da? Și trage pentru comunitatea lui. Asta nu înseamnă că e nesimțire. Ce trage? Deci, omul a cerut ceva în schimbul altceva. Ce e așa de greu? Când este vorba despre siguranța oamenilor, despre viața... Nu trece pe la el pe acasă. Nu trece pe la el pe acasă. Așa să-i dea Dumnezeu. Nu știu. Din punct de vedere... Acum, da, eu mă enervez. Bă, frate, putea și ăla de la Cordun, cum îl cheamă, diaconul, nu? Da. Să dea terenul respectiv și să facem ăsta. Odată ne luăm de grijă, da? Dar din punct de vedere al administratorului unei comunități, mă gândesc, el ce câștigă? Are comunitate de care să aibă grijă. Da, și prin zona respectivă trec și oamenii din comunitatea lui. Și oamenii din comunitatea lui, dar el ce a cerut, a cerut altceva. El a cerut stația de zim, de captare. A cerut să fie achiziționate gurile de captare de la... Ceea ce pentru comunitatea lui ar fi fost foarte bine. De ce? Că veneau niște bani constant. Nu. Ce constant veneau? Niște foarte puțin. Deci venea o sumă, cumpărarea de către primăria Roman a gurilor de canal respective, puțurilor, gurilor, da, așa, nu costa foarte mult și nu era nici un mare ajutor financiar pentru primăria Cordun, care are un buget cu multe orașe nu au. Deci să spunem și treaba asta. Da, deci, ca să iei să, cum să spun, te zgârcești la slănină, la făină și te scumpești la tărâțe. Cam era, așa e vorba. Da? Deci ceva de genul ăsta. Adică, cum să spun, nu era, a fost vorba doar de ambiții prostești personale. Deci eu altfel nu văd. Deci suma nu era mare care să o plătească primăria Roman. Da. Suma, suma care trebuia să o primească ei nu le era... Cum să spun, nu era suficientă nici măcar pentru proiectul unei, pentru construirea unei case. Să zic, băi, cu banii așa noi vom construi o casă pentru două persoane nevoiașe, pentru o familie nevoiașă. Deci nici măcar atâta nu era. Din ce știu eu, cel de la Cordun, primarul Cordunului a cerut administrarea sau trecerea în proprietate a Cordun, pentru Cordun a stației de captare de la Zim, frate, de la ei, de acolo. De unde vine apa pentru Roman? Nu e a Romanului. Păi a cui e? E a Apelor Române, stația de captare, cred că. Da. Deci, primăria Roman, deci acolo sunt mai multe găuri în pământ, da, puțuri. Da. De unde se captează apă. Corect. Ei, primăria trebuia să cumpere 10 metri pătrați, 10 metri pătrați, 20 de metri pătrați, acele suprafețe. Așa. Care sunt pe malul râului Moldova, care nu au nicio valoare agricolă, pentru că nu se poate face agricultură, da, acolo, știu eu, 50-100 de ani, pentru că e malul apei cu pietriș, cu tot, corect, tot absolut, și pentru care, din câte știu eu, primăria plătește o chirie. Da. Primăriei Cordun. Da. Ei, nu mai plătea chirie, rămânea în proprietatea unor puțuri care, cum să spun, s-ar putea peste 5 ani să sece, da, și rămâi cu, nu-ți mai cumpără nimeni înapoi aia. Și plătești pentru 20 de metri pătrați, plătești un impozit. Nu e foarte mare. Și atunci tu rămâi, mergi pe ideea că într-adevăr e chestie de orgolii. E chestie de orgolii, pentru că, să mai spun încă o treabă, cei de la Cordun, cu banii respectivi, deci nu se îmbogățeau, nu făceau avere, nu domnule, cu banii aia, să zic, că ar fi asfaltat
un sat întreg. Nu, nu. Era o sumă, deci, până într-un miliard de lei vechi. Pentru noi, și nu neapărat pentru noi ca romașcani, ci pentru toți cei care tranzitează romanul în direcția Iași-Suceava, da, ieșirea de nord, da, ținând cont că acum este și ieșirea de la șoseaua de centură est. Deci, nu, au murit atâția oameni acolo. Da. Deci, poveștile sunt terifiante, da, de la ce s-a întâmplat acolo. Dom'le, stai așa, facem ceva pentru a micșora numărul de morți, pentru siguranța oamenilor. Deci comunitatea, conducerea unei comunități trebuie să gândească nu pentru interes personal, nu pentru ambiții personale și pe primul loc să fie siguranța oamenilor. Da. Oamenilor de peste tot. Dacă da, lasă să moară toți cei din jur, că noi aici ne ducem bine. Nu. Că o să se întâmple să fie și corduneni implicați în incidente, pentru că și ei merg pe, ies pe ieșirea nord a romanului. Deci, e pentru toată lumea. Ne întoarcem la zilele municipiului Roman puțin, la un eveniment care a fost atât lăudat cât și criticat foarte mult pe internet, pe Facebook, și anume demonstrația de îndemânare la karting, pe care am prezentat-o și noi și toate televiziunile locale. Presa locală a scris mai pe larg în scris, care este. Poate ați apucat să vedeți. Dacă nu, vă dăm noi știrea imediat să o urmăriți și pe urmă să ne întoarcem să o comentăm. Miercuri 18 mai, primarul Laurențiu Leoreanu a participat la premiera elevilor cercului de karting de la Clubul Copiilor Roman, activitate ce a avut loc în cadrul zilelor municipiului. Copiii au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile de profil din țară. Și încercăm astăzi să organizăm o demonstrație de karting cu copiii care sunt prezenți la cercul de karting al Clubului Copiilor Roman. Această activitate se va desfășura în două etape. În prima fază o să-i vedeți pe copiii începători de la Clubul Copiilor Roman. Sunt copii care abia însumat au stat în kart până într-o oră, din păcate, datorită vremii și lipsei unei piste de karting, că e o problemă la Roman, am avut, dar din păcate n-am reușit să o păstrăm. Și în a doua parte o să vedem pe veteranii, dacă putem numi așa, copii cu vârste între 7 și 12 ani, care vor arăta măiestria lor în condusul și pilotatul kartului, cât și puterea motoarelor care sunt dotate aceste karturi. O pistă de karturi ar ajuta, spune profesorul, ca îndemânarea celor mici să fie la o și mai mare valoare. Din păcate, antrenamente nu am reușit să facem anul acesta. Cei mai mici dintre conducătorii de karturi sunt veniți la cercul de karting de la Clubul Copiilor Roman, chiar și din alte orașe ale Moldovei. Am ales să vină la Roman, deoarece este un club mai profesionist față de cel din Botoșani. Având și pista aproape în Bacău și putând să merg la competiții față de cei din Botoșani care nu aveau această oportunitate. De unde această pasiune? De mic îmi doream să conduc, să învăț să conduc. Primarul Laurențiu Leoreanu i-a premiat pe cei mai îndemânoși tineri care practică acest sport. Vreau să vă asigur că vom lua în calcule un proiect pentru a asigura o pistă pentru automobilist, pentru karting, și de asemenea vom afilia acest sport frumos la Clubul Municipal Sportiv Roman, astfel încât să puteți fi prezenți peste tot în țară, în competiții, cu stema municipiului și cu numele municipiului Roman pe echipamentul dumneavoastră, ducând așadar pregătirea, abnegația și drzenia unui romașcan pe podium la competițiile în care veți fi înscriși. Final și primarul Laurențiu Leoreanu a primit o diplomă și un tricou cu echipa Karting Roman. Premiera a fost urmată de o demonstrație de îndemânare susținută de membrii cercului de karting, coordonați de profesorul Sorin Balint.
Și a fost demonstrația de karting, am înțeles că nu mai avem mult, abia am început știrea asta, o terminăm și gata. S-a vorbit mult despre siguranță, despre modul în care kartingul acționează asupra psihicului copiilor, cu regulile de circulație rutieră, cu modul în care trebuie să te comporți pe traseu și la final iese instructorul. Deci e un hobby, un sport scump, extraordinar de interesant, extraordinar de bun pentru copii, pentru că pe viitor vor fi pe șosele, mă sigur. Da. Ca pietoni, ca șoferi și învață lucruri extraordinare. Din păcate, deci, discutăm despre partea cealaltă, demonstrația făcută de instructor. Despre demonstrație strict vorbim. În care și tot ce a fost acolo. Toată organizarea a fost proastă, mă. Da, nu s-au luat măsuri de siguranță. Dom'le, da, facem de 20 de ani. Gândiți-vă cartodromul, da, care era unic pe zona Neamț, pe zona, cred că, pe Moldovei. Neamț, la Bacău e dita cartodromul. Nu, cartodromul care era înainte de 89. Așa. Deci avea niște lucruri clare, niște o tribună amenajată, avea cauciucuri pe margine care protectoare, da? Da, deci lucrurile astea aici n-au mai fost. Bun, ce s-a întâmplat? Pe centru s-a dat liber la mașinuțe care, haide, și nu cântăresc extraordinar de mult, au vreo 100 de kg, 150 de kg mașinuțele alea, mă gândesc. Da, carturile. Nu știu. Și totuși nu s-a luat nicio măsură de siguranță pentru niște viteze și niște viraje atât de strânse. Nici pentru ei ca șoferi mici, nici pentru noi ca spectatori. Copiii au purtat cască. Da, dar eu de pe margine nu purtam cască. Da, pentru cei de pe margine trebuiau să fie cauciucuri, baloți care să izoleze zona și să delimiteze clar așa, să prevină apariția oricărui accident prin ieșirea în decor a vreunui cart. Și după aceea demonstrația făcută de instructor care iarăși n-a purtat cască, trebuie să fie un exemplu. Un model extraordinar. Da, deci trebuie să fie un exemplu. Lăsăm la o parte demonstrația. Exact ca și inginerul care vine pe șantierul de construcții, vine echipat corespunzător din punct de vedere al securității, sănătății în muncă, da? Măsurile de siguranță respectate în întregime. Așa și aici. Deci trebuie respectată treaba asta. Bun, deci hai să tragem o concluzie. Să tragem o concluzie. Demonstrația în sine a fost faină. Copiii au dat dovadă de real talent. Da, sincer. Da, au fost instruiți foarte bine. Exact. Foarte bine, da? Da. De un om care are experiență în condus. În schimb, a lăsat foarte mult de dorit chestia asta. Cu ce exemplu dai tu? Da, el trebuia să ceară, iarăși revin la un manager de proiect care, în momentul în care ar fi făcut programarea acestui eveniment, ar fi trebuit să se intereseze care sunt măsurile de siguranță care trebuie să le luăm pentru organizarea acestui eveniment. Da. Păi trebuie baloți sau cauciucuri. Și slavă Domnului, deci pentru cauciucuri se găsea imediat de unde să se aducă, să se pună, să se ducă înapoi. Se putea face. Și se putea. Dar presupun că a fost făcut în ultima 100 de metri, ca mai toate? A fost făcută, s-a organizat, era programată, nu știu când s-a organizat. Deci s-a decalat programul, a fost o chestie și... Da, am început să ne obișnuim cu declarările de program. No, trebuie să punem punct, da, pare da, foarte rău. Asta este, ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, care fiecare dată, weekend minunat și toate bune!